În primul rând, vreau să vă spun că o parte dintre colegele voastre nu au putut ajunge la această reuniune din motive personale. Unele dintre ele și-au mutat domiciliu temporar în afara țării, altele au fost prinse cu jobul și altele se află în zone care nu permit deplasarea. Astăzi este un motiv de sărbătoare și, spre deosebire de restul cocktail party-urilor pe care le-am avut, astăzi nu mai sunt emoții pentru voi. Sau cel puțin, nu știu, așa cred. Nu, mai aveți emoții? Nu. Sunteți bine, sunteți relaxat. Ok. De data aceasta, emoțiile sunt la cote înalte pentru trei dintre colegele voastre. Știți la care mă refer, nu? Da. Oricum, eu îmi fac datoria și vă anunț, finalistele acestui sezon de Burlacul sunt Melissa, Simona și Ana. Și înainte de a le invita pe cele trei, aș vrea să vă întreb pe voi câteva lucruri despre viața voastră, despre cum sunteți voi acum, în acest moment. Catrina, cum ești? Ultima oară când ai plecat și când ne-am văzut, erai supărată, apăsată. Mi-am revenit, sunt foarte bine, împăcată cu mine și da, am și vrut să vin în seara aceasta aici, pentru că am plecat oarecum și cu păreri de rău. Cu ce păreri de rău ai plecat? Păi cu părerea de rău că oarecum am fost supărată pe Ana și nu am apucat să vorbesc cu ea despre tot ce s-a întâmplat și... În seara asta vei avea timp, exact, cu siguranță. Da. Andreea, cum ești la inimioară? Nada norocul peste mine nici acum. Cum? Nada norocul peste mine nici acum. Dar da, se întrebe de ceva, adică nu e cauți? Nu caut, nu se vine. Rând pe rând, fostele concurente au oferit detalii despre cum arată viața lor în prezent, atât din punct de vedere profesional. Shooting-uri, diferite lucruri de genul. Ce prioritizezi în momentul ăsta, viața amoroasă sau business-ul? Ambele. Dominic. M-am reapucat de cursuri, m-am întors la facultate, bineînțeles, și, nu știu, m-am distrat foarte mult de când sunt acasă. Oana, cum ești tu, Oana? Păi eu zâmbetul sunt bine. Zâmbetul e același, exact, e la locul lui. Așa cum știți, sunt bine, mi-am dar reluat și sentimental. Acum. Mă, dar ce faci? Cumințenia pământului. Mă bucur că vă revăd, mi-a fost foarte dor de voi. Da? Da. Ce facem? Avem iubit? Se întrevede ceva? Nu? Nu. Dar nu fugi de ei sau ceva? Nu, dar mie nu-mi doresc. Suroni, eu nici știu. Bă, voi ați fost... Deci amândouă ați plecat din concurs, niciuna nu s-a întors nici cu soțul, nici cu cumnatul. Știi? În schimb, ce pot să vă spun și vă spun cu mâna pe inima, ați rămas la fel de frumoase. Mersi. Și ăsta e un lucru important și poate că a fost mai bine să fie așa, că niciuna dintre voi nu ajungeți acasă cu Andy, pentru că... Personal consider că nu era sănătos pentru relația voastră. Da, mi se încercăm norocul, de ce nu? Da, corect, corect. A fost, a fost distractiv. A fost, a da, fost. Până și eu m-am distrat. Cristina, cum sunt ești? Foarte bine, da? M-am angajat. Mă pregătesc, mă aștept un an foarte greu. Sunt ultimul an la păseceală. Și, nu știu, mă bucur foarte mult că am venit în această seară și că m-am reîntâlnit cu toate fetele. Cu inimioara cum stai? La fel. Avem ceva, iubit, se întrebe de ceva? E... Nu, momentan nu. Nu. Ce părere aveți despre această finală? Și anume mă refer la formula de 3 pe care Andy a ales. Eu mă așteptam să fie Alexandra în locul Melissei sau a Simonei. Da? Da. Eu nu. Deși nu o cunosc pe Melissa, n-am cunoscut-o. De ce nu te așteptai să fie Alexandra? Pentru că mi se pare și mi s-a părut destul așa de copilăroasă și... Mai matură. Nu e vorba despre asta. Mi s-a părut pur și simplu copilăroasă, adică nu mi se părea neapărat că s-ar potrivi cu Andy. Să știi că a ajuns foarte departe, adică... Da, da, am auzit, am văzut. La ceremonia trecută a părăsit... Da, știu. Alexandra și ea s-a transformat foarte tare și bănuiesc frumos pe parcursul acestei emisiuni. Dar acum este despre cele trei finaliste această seară și sunt convins că vă era dor să le revedeți. Fetelor! Ce ai învățat din experiența asta? Mi-a dat o încredere foarte mare în mine
Eu nu aveam deloc încredere în mine. Mă bucur și aș repeta experiența dacă aș da timpul înapoi. Ce sexy, Ana. Uite-le, mă convins. Pentru mine experiența aceasta a fost super, super faină. O simțeam că a fost o decizie bună atunci când am plecat, deoarece nu, nici acum nu sunt sigură că aș fi potrivită pentru el. Hello! Hello! A fost drăguță întâlnirea cu fetele, chiar mi-a plăcut. Bună! Bună! Hello, Melissa! Hello! Ceremonia aceasta chiar mi-a reamintit de toate celelalte ceremonii din Turcia. Mi-a fost dor de o ceremonie cu toate. Bine ați venit la Malumări! Bine, bine v-am regăsit! Și pentru toate trei felicitări pentru etapa în care ați ajuns. Congratulations! Mulțumim! Am vorbit puțin cu colegele voastre și să știți că mi-au mărturisit că pentru majoritatea nu este o surpriză faptul că voi ați ajuns până în această etapă. Aș vrea să le rog pe fete să discutăm foarte aplicat despre care dintre voi este în viziunea lor cea mai potrivită pentru a-i fi la braț lui Andy. Poți să spun eu? Te rog, ia! Hai să aici. Deci a început cu mințenia pământului. Consider că Ana e cea mai potrivită alegere pentru Andy. Mie mi se pare că e cea mai matură și cred că are și el de ce învăța de la ea. Și ea de la el. Te așteptai la această formulă de final? Mă așteptam doar la Ana. Pe Melissa nu știu. Mă așteptam în locul Simonei să fie Alexandra. Sau Chris. Eu o să spun că Simona este cea mai potrivită pentru Andy, din opinia mea. Din punctul tău de vedere. Pentru că eu o văd pe Simona crescând împreună cu Andy. Angela? Nu, mie chiar să spun, eu răspuns foarte greu și chiar nu pot răspunde la întrebarea asta, deoarece eu mă uit mult la o relație mult, mult mai profund ca alte personalități. Deci nu merge vorba doar de o relație, că sunt persoane ok individual, dar în relație poate să se distrugă. Și de-aia, da, așa, dacă e să dai un nume, care ar fi cea mai potrivită? Zin! Păi eu chiar cu gluma mea, eu. Deja am trecut peste noi. Deci a trecut Andy o greșeală atunci când te-a lăsat să pleci? A fost alegerea lui. Cum să fie o greșeală? Nu, așa. Trienul a plecat, tuc, 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 când el a plecat la alt bărbat. Andreea? Eu pe Ana o văd câștigătoare. Prima parte a discuțiilor a avut loc într-o atmosferă veselă și relaxată, total diferită de felul în care obișnuiau să fie cocktail party-urile la începutul emisiunii. A venit momentul să îl chemăm pe burlacul nostru, adică pe motivul pentru care ne-am adunat toți aici. Andy? Salut, Răzvan! Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici astăzi, alături de mine. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Ne-au legat niște amintiri și asta, pentru asta o să vă mulțumesc mereu. O să vă fiu recunoscător pentru că mi-ați făcut viața mai bogată și mai frumoasă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Cine mulțumim? Am să vă fac o mărturisire. Andy, când a auzit că vă întoarceți și că v-am chemat pentru această finală, s-a bucurat foarte tare că o să vă revadă pe fiecare dintre voi. Dar, în mod special, s-a bucurat că una dintre fete se va întoarce astăzi aici. Ne spui tu, Andy, despre ce e vorba? Da, în Turcia am lăsat cumva o poveste semideschisă, așa. Poveste care nu a avut un final tocmai potrivit și pot să spun că mi-asum chestia asta, dar după o perioadă de timp sunt curios și vreau să am câteva vorbe cu persoana respectivă pentru a lămuri exact ce s-a întâmplat atunci. Așadar, o rog pe Cristina dacă are bunăvoința să-mi acorde câteva minute pentru a vorbi. Bineînțeles. Aș fi foarte recunoscător. Te rog. Mulțumesc. Apropo de capitole neînchise încă, Catrina, tu mi-ai spus că te bucuri foarte tare de faptul că Ana este prezentă aici.
și că poți să rezolvi ceva ce a rămas între voi două nerezolvat. Problema nerezolvată dintre Catrina și Ana este legată de cearta pe care cele două concurente au avut-o în urmă cu câteva zile în Turcia. Ei, ai spus Catrina, în față că minte, mie mi-ai spus în față că minte. Nu, Catrina. Ai spus instabilă psihic și am venit și ți-am spus poate este instabilă emoțional sau sentimental, dar nu psihic. Ai înțeles și eu cu asta am terminat. Catrina, lasă-mă, te rog eu, tu la mine nu veni cu d-astea. Ieșirea Catrinei din emisiune nu le-a dat ocazia celor două fete să își clarifice neînțelegerile. Lucru pe care l-au făcut în cadrul acestei întâlniri. Am fost supărată atunci pe moment. Am avut niște stări. S-a văzut? Ți l-am văzut cu toți. Așa. Da, nu pot să-i spun decât că mi-a trecut supărarea. Și că îmi pare rău că nu am plecat atunci și n-am stat să vorbim, să reglăm, pentru că eu am ținut foarte mult la tine și tu știi asta. Și sentimentul a fost reciproc. Dar am încercat să te înțeleg, îți dai seama că mai mult m-am înțeles pe mine în momentul respectiv, dar problema noastră s-a rezolvat azi când ne-am văzut fără să ne spunem nimic, pur și simplu. Pentru ne-am că salutat, i-a fost, ceva a fost, și noi i-am ținut una la alta. A fost un respect reciproc, au fost niște momente tensionate, fiecare reacționează în felul ei. Mie probabil că nu mi-a căzut bine pentru mine mai mult, ei probabil pentru ea, dar s-a rezolvat. Perfect, asta înseamnă că sunteți două fete mature. Da. Salut, stai, nu închide încă, nu închide. Ne bucurăm foarte tare că ne urmărești și dacă vrei să mai vezi aventuri din emisiunea Burlacul, abonează-te la canal și la notificări ca să vezi primul atunci când punem clipuri noi din emisiune. Mulțumim mult!